Găsit. Bun găsit! Sunt 5 semne de criză în acest moment, doamnelor și domnilor. Vorbim despre cash-ul din economie, care în luna noiembrie a atins, atenție, un nivel record de 88 de miliarde de lei, mai mult cu 19% față de aceeași perioadă din 2019. Trebuie menționat faptul că atunci când este criză, este specific așa ceva. Oamenii practic își retrag banii din bănci, speriați oarecum de ceea ce s-ar putea întâmpla. Și acesta a fost un efect al pandemiei, bineînțeles. Mergem mai departe și vă spun și care este al doilea semn de criză. Euro începe să crească tot mai mult. Suntem aproape de recordul din septembrie 2020. Vedeți, euro astăzi este peste 4,87 de lei. Iar ceea ce spun băncile e faptul că va ajunge între 4,9 și chiar 5 lei în acest an. Vom vedea exact cum evoluează mai departe cursul și știm, plătim și noi rate, chirii, facturi în euro, toate se scumpesc. Al treilea semn de criză este faptul că industria și agricultura au avut niște scăderi uriașe, doamnelor și domnilor, în 2020. Vedeți aici industria, o prăbușire de aproape 9%, agricultura de aproape 22% de puncte procentuale, iar revenirea este, să spunem așa, destul de lentă anul acesta și anul viitor. Bun, ce spunea premierul Florin Câțu în urmă cu doar câteva luni? Spunea că pregătim economia pentru o creștere, pentru o explozie mai exactă a creșterii economice în 2021. Iată că nu se întâmplă asta, pentru că vine BNR și spune că România va reveni la nivelul din 2019 abia în 2022. Și al cincilea semnal de criză sunt de fapt toate aceste revolte sociale, proteste ce au acum loc în stradă, pentru că oamenii sunt nemulțumiți de înghețarea veniturilor bugetarilor. Au fost înghețate, știți, anul acesta salariile, sporurile, atât pentru cadrele medicale, pentru profesori, pentru toți bugetarii. Iar pensiile, vedem foarte bine, nu cresc. Sau deocamdată guvernul nu spune nimic despre asta.